Foarte bine primit atât de public cât și de critica de specialitate, spectacolul Pisica Verde de Alice Wilk a adus teatrului pentru copii și tineretul Ceafărul din Iași multiple selecții și distincții. Calitățile sale artistice l-au proiectat rapid în cadrul festivalurilor din țară și străinătate. Este un spectacol pentru adolescenți, tineri și maturi cu o tematică inspirată din problematica adolescenților de astăzi. Pisica Verde revine în forță la Iași pe 23 și 24 februarie de la ora 18:30 la teatrul de care a fost creat. Reprezentanții teatrului pentru copii îl consideră spectacolul vedetă pentru că a fost invitat de-a lungul anului 2016 la mai multe festivaluri. A adus teatrul Luceafărul în prestigioasa listă a nominalizațiilor la premiile UNITER, unde regizorul Bobby Pricop a fost nominalizat în 2016 la valorosul premiu pentru regie. Pisica Verde este un spectacol pentru adolescenți, tineri și maturi, cu o tematică inspirată din problematica tinerilor de astăzi. Este un spectacol foarte special pentru că utilizează pentru prima dată în teatrul din România sistemul Silent Disco, un sistem care înseamnă că fiecare dintre participanți primește la intrare un set de căști audio prin intermediul căruia receptează spectacolul. Pisica Verde regândește relația cu spectatorii. Aceștia nu mai stau pasivi pe scaune, ci totul este diferit. Totul se petrece într-un club pe care scenografa Irina Moscu l-a reconstituit în scenă. Așa încât joi și vineri nu vă faceți alt program sau faceți-vă un alt program, dar după ce veniți să vedeți și Pisica Verde, pentru că realmente este un spectacol deosebit și pentru că pe 24 este și sărbătoarea de Dragobete, ne-am gândit să facem o surpriză celor care vin să vadă Pisica Verde. Cei care vor veni însoțiți de prietenă, prieten, iubit, iubită, vor beneficia de gratuitate pentru cel de-al doilea bilet la teatru. Personajele sunt întruchipate de tinerii actori ai Teatrului pentru Copii și Tineretul Ceafărul Iași, Carmen Mihalache, Ioana Corban, George Cocoș, Alex Iurașcu, Camelia Dilbea și Dragoș Maftei. Regizarea artistică de excepție are atașat și un volum colectiv bilingv coordonat de Oltiția Cântec.